Polițiștii de la Vulcan s-au obișnuit să fie în centrul atenției și acum revin cu un nou caz care denigrează tot mai mult instituția pe care o reprezintă. În după-amiaza zilei de ieri, comisarul șef Mihu Toma a fost găsit în stare de ebrietate în secția de poliție chiar de prefectul județului Sorin Vasilescu. Totul a pornit de la un furt de cărbune sesizat de reprezentanții Electrocentrale Paroșeni. Și am fost sesizați prin serviciu apelor de urgență 112 de reprezentanții uzinei Paroșeni despre faptul că trasa de cărbune, care transporta cărbune de la preparația Curești la uzină, a ajuns cu o cantitate în minus față de cea care a fost încărcată la preparație. La fața locului s-a deplasat un echipaj care a făcut un act de constatare și în continuare noi efectuăm verificări să stabilim și să constatăm furtul și să tragem la răspundere autorii acestea. Noi facem verificări în vederea identificării autorilor acestui furt. Dar încă o dată este foarte posibil că acest furt să se fi comis fie la Petroșani, fie la Livezeni, ori Aninoasa sau chiar pe raza municipiului Vulcan. Și pentru că prefectul este cel care a demarat o amplă acțiune de depistare a celor care fură cărbune din vagoane, ieri s-a implicat direct în caz, însă odată ajuns la secția de poliție a municipiului Vulcan, mare i-a fost mirarea de ce a găsit acolo. Comisarul șef Mihu Toma era puțin turmentat. El recunoaște că a consumat băuturi alcoolice, însă se apără și spune că era în afara programului de lucru. Cu privire la mine, vă pot spune că ieri a fost ziua mea de naștere. Despre vizita domnului prefect am fost anunțat foarte, foarte târziu. Eu tot ce am făcut ieri a fost să pun la dispoziție biroul meu. Cu privire la adjunctul meu, vă pot spune că acesta nu se afla în stare de ebrietate. Dar dumneavoastră? Eu am consumat băuturi alcoolice fiind ziua mea de naștere. Veți răspunde în fața șefilor de la județ, știu că astăzi veți primi și vizita lor. Fără îndoială se va desfășura o anchetă. Prefectul a sesizat imediat conducerea Inspectoratului de Poliție Județean, iar astăzi a demarat o anchetă în acest caz. Față de aspectele sesizate, conducerea Inspectoratului Județean de Poliție a dispus efectuarea de verificări interne pentru a se stabili dacă s-a încălcat vreun fel codul de etică și deontologie al polițistului. Dacă se va constata că s-a încălcat acest cod, desigur vor fi luate măsuri de sancționare disciplinară conform legii.